Andrei, fratele, bine v-am găsit un episod. Astăzi suntem pe de Tiger Ghost pe seria noastră principală. Înainte să înceapă videoclipul, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care îl găsiți jos în descriere și nu uitați că la 700 de follower, fiecare 100 de valori în plus înseamnă 100 de caca giveaway pe Metin 2 Tiger Ghost și aveți și Discordul meu în descriere. E un Discord pe care l-am făcut special pentru Metin, special pentru voi, pentru că vreau să fac și un canal de Discord cât mai curând și să acolo în Discordul în descriere să dați mesaje, sunt dați ad. Na, accepta toată lumea, deci aștept acolo adurile voastre. Bă, astăzi să începem cu videoclipul nostru. Hai să vedem mai întâi ce ne s-a cumpărat din shop. aici pe undeva trebuie să fie shop-ul prin față pe Alchemist, dar la aici. Și ne s-au cumpărat tonicelele, ul alea Matei, Legendar și Antic, dar vă că nu s-a cumpărat niciun cufăr. Doar un set de ăsta, Prada Rege. Bă, nașpa. Chiar n-aș că nu s-a cumpărat niciun cufăr Prada Rege aur, nici măcar aur, nici măcar argint, de fapt, vreau să zic. Da, hai că intru acum să, să scoatem shop-ul și să vedem că, în primul rând de unde luăm un voucher, că ne trebuie sticlă. Și dacă luăm voucher o să luăm uh, direct manusa cu el, că mai avem 5 zile și 22 de ore pe mănușă. Așa că da, intru pe contul de shop și revenim când găsim și un voucher. Hai că am găsit voucherul, mă aștept băiatul asta, Remy AM cu sticla și am găsit și voucherul. Cel mai ieftin de pe piață, 2132. Da, e bun la preț, sincer. Hai să-l bagăm în contul nostru și să scoatem sticla de negoț. Ok, iau pe 7 zile. Bun. Ah, stăm. mă, putem să o cu asta. Da, ah, că sunt prost, rău, m-am grăbit. A, ah, Nu e nicio problemă. Oricum, după 7 zile trebuia să o iau cu de ori că asta ar fi a doua, deci n-ar nimic să zicem. Ok, hai să scoatem sticla din depozit. Vreau să ne, uităm, ne la cuperile Prada drege, Aur. Cât ce preț am? 23,5 caca încă. Nu le-a crescut prețul. Dar uite că după aia oric la 25 foarte repede. Și stac de 10, că eu am și le am pus stac de câte 10 la 2,1,50. Mamă, 2,1,10, dacă aș fi avut bani, aș fi luat pe toate astea de aici. Ia uite, 2,1,27, am ce... oricum eu cred că astea sunt în, sunt în pregătire. Ia sunt dacă ul pe aici în apropiere, nu l-are. Deci e clar, e, sunt în pregătirea astea 100%. Dar nu, nu o să încerc să le cumpăr pentru că le iau, le degeaba. Uh, chiar dacă e un profit bunicel, nu avem bani momentan, deci nu mă bag în ele. Vreau să mă deschid niște valoroase verzi, pentru că chiar vreau acea amuletă, rol roz verde, 37 de caca, și mi-a zis acolo în comentarii să dau până în 7 caca. What the fuck? Asta o fi negociabil, nu. Cititul din nou. Uh... Nu stiu dacă e negociabil. Dacă e negociabil, aș fi luat. Da. Nu, no, ai cât. 50 de kk ar fi 13 kk. Profit nou. Las, n are sens. Atacul zeului, cartea pescarului, <coughs> marca gardienilor. Nu no, asta trebuie eu. Nu no, aia trebuie Ok. Și. Încă o dată la 7 kk. Tichet tare deci nimic bun Hai să mai cumpărăm direct încă două Bam Și bam Și o să mai bag și aia 2 ani Adică să rămânem cu 15 one cum ar veni Pentru că Bă am băgat ceva bani și chiar nu N-am primit amuleta Și chiar am băgat ceva bănuți adică nu Chiar consider că am băgat mulți bani Uite și tu care stare din nou Următorul Extindere inventar Spirala de timp. Aditiv puternic, opa. Asta l-aș lua, sincer. Aditivul ăsta puternic, dar mai am putea să bag 6, pe smaral, să să mai bag 6-7. Dar nu o leamă, nu o leamă, nu o Aditiv mic, spirala de timp, apralezeu și lada de depozitare. Da. Mai schimbăm încă 2 oni și ultimii pe care îi mai băgăm momentan. Hai să cumpărăm valoros verde. Om. Um. Mai luăm 3 uh, din prima așa. Bă, cred că am băgat undeva la... Nu știu, nu vreau să exagerez, undeva la 7-8 oni. Zic eu că am băgat. Și nu... ne dat doar un orison până acum. Ceva care ar fi... Bun. Pergament sferă. Ce... General Iongan. Păi, asta îmi trebuie mie. Aditiv mic, vrăjitoare, elixirul lunii, spirala de timp, permis de trecere, medalia dragonului, elixir, licoare și catalizator curea. Bob momentan, Jean, de tot drop deci slab tare. Carte comandant, ladă, aditiv mic, cartea pescuitului, Inelul secretelor pe 7 zile. Asta le iau ca să fac ce cu el. Chiar n-am ce să fac cu el. Na, nu le iau, n-am ce să fac cu el. Mm. Da, foarte, foarte slab drop. Și aia să mai luăm încă unul și aia este. Dacă dă bine, dacă nu dă iarăși bine. Eu măcar am încercat. Elixir, spirală, marmură, medalia dragonului cu plus, medalia dragonului normal, se tare și n-a fost să fie nici de data asta. Nu fratele, am băgat foarte, foarte mulți bani, Ele nu mai are sens mai bag bani. Iar nu mai, nu mai vreau. În schimb, hai să ne uităm puțin pe la colere și brățări, lacrimă cer, că n-am mai dat în ele de ceva timp. Mamă, mai uite preț aici pe brățări. Nu merită. Și astea au ajuns la 25 de caca, dar plus 9 sunt 3 în 40 și după aia 3 în 70. Nu, 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 nu riscăm Nu dau în ele fine, hai să îmi bag și eu itemele în depozit Pentru că vreau să mergem să farmăm un pic la coruri Și să vorbesc ceva cu voi 10-15-20 minute, cât o fi Dar nu știu, nu e harului, mă, cam așa Chiar n-am nicio idee unde Dar o găsesc Hai că trebuie să schimbăm panourile un pic si să mergem să batem un beta pentru mănuși. Și dacă tot nu ne-a picat amuleta la cuferele verzi, hai să deschidem niște cufere pește să vedem dacă ne pică măcar medalia eroilor. Pește M. Ia uite, țeapa. Ia Ia să vedem. Licoarea atacului, licoare, uh, lovitură critică. Ok, următoarea. Un adaugă. Hai să iau mai multe. Să fie. Mantiang în XP Medalierelor. Hai că a venit repede. Măcar asta. Bă, îți dau și pe mantile astea. Bă, mi-ar mai trebui și niște schimbări pentru că cercei ăștia bonusuri de capul lor, așa că înainte să mergem să farmăm. Hai să schimb eu. Cât să schimbăm? 2-1, mă. Să luăm... Ok, nu mai am în să mă șarf. Să luăm de 2-1 și niște berane. Ultima oară mi-au picat schimbări din ele. Așa că am putea să mai încercăm în ele. Uh, nu e și pe aici prin apropiere. Deci trebuie să le cumpărăm manual. Poți de o să cumpăr de toți banii. Cred că vin undeva la 12-13 cufere. Poate 15 mai de nou. Ok, bam. când am până acum? Am 5, 6, 7, 9, mm, oh, și mai am bani încă 9, deci 16, nu 15, deci e bine, e bine, avem multe, multe șanse cum ar veni. Nu știu ce să fac eu cu unița asta fibra carbon, că nu știu exact când va mai fi uh, următorul jigsaw. Chiar n-am nicio idee. Am prins doar unul cu ea, la al doilea n-am putut să particip. Mai avem bani încă două, aia că e perfect. Sunt ceva cu Și anume, 16 bucăți. Stai să pun eu asta aici. Să fac cumva loc în primul inventar să iau uniția să fibra carbon să o pun în primul inventar ca să, să pot să fac și eu o poza pentru thumbnail, cum ar veni. Bun, perfect, și avem 16 bucăți, hai să vedem ce ne pică din ele. Caseta putredă, perlă, vișinie, caseta putredă, SS, SS, vișinie sau cu emoțiilor, perlă albă, cutie de fier, albastră, vișinie, perlă albastră, cutie de fier, am adăugat niște vrăjește, o marmură, caseta putredă, cutie de fier, cutie de fier, SS, SS, vișinie, Ok, nimic, să e moasă, și piatra sufletului. Deci n-a fost să fie, dar numai gherle peste gherle. Da, având în vedere că ne-a dat gherla asta, mai luăm de încă 2 ani. Am luat de încă 2 oni și anume 13 bucăți. Hai să vedem, poate ne pică din astea 13 o, un pachet de vrăjește. Ideea e să nu-mi pice adaugă, că Data trecută mi-a picat două pachete de adaugă ceea ce nu, nu mi-a convenit. Dar momentan nu ne pică nimic, nici adaugă, nici vrăjește. Sau cu emoție, însângerată, vișinie, albă, albastră, casetă și cutie de fier. Deci, n-a fost să fie. Am fost foarte, foarte unlucky, sincer să fiu. Chiar, chiar mă așteptam să, să dea măcar un pachet, măcar, nu știu, mai avem 10 ani ai uh, haide mă să-i folosim și pe acesta, dacă tot folosim noi fiecare, fiecare videoclip tot bugetul pe care l avem, hai să-l folosim și pe ăsta și să dăm în alchimie, tată. Diamantele astea nu cred eu că ar merita. Hai să vedem cât ar fi un legendar. Un legendar este 3.48, niciodată nu merită astea. Jadele, nici asta nu cred că merită. 15 kaka, nu cred că merită nici astea. Hai să vedem. 3.120, și 20, bă, bă, ar merita astea. Da. Nu știu să zic, hai să vedem ce preț au și onixurile. Onixurile care au un preț de 70 kaka, iar legendarul fiind... 2.130, Hai că a crescut legendarul, păi merită să dăm unele înseamnă. De absolut toți banii. One in Yang, 10 oni schimbă și hai să cumpărăm onixuri. Avem chiar 14 ani antice la Onyx, adică de 10 ani. Hai să vedem... Uh, hai să vedem ce zice baba. Bă, ba, eu sper că zice că avem mega, mega noroc. Acum, hai să vedem. Norocul nu este cu tine astăzi, de ce ar zice că am ghinion? Acum, hai să vedem de fiecare dată când ne-ai avem am avut mega, 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 mega noroc. Acum, hai să vedem și de data asta dacă se întâmplă la fel. Începem cu o ieșoare, 2 eșuri, 3 eșuri, 4 eșuri. Mamă, băi, 5 ieșoare la rând, fratele meu. Ce e asta, băi? Ok, avem un legendar, 2 legendare, 3 legendare, 4 legendare. Un mitic și unul eșuat. Deci din nou gherla pe partea de alchimie. A, e, ce să și facem. Nu niciun fel de, de problemă. Măcar am încercat, deci chiar am avut ghinion azi și la cufere și la alchimie și la absolut orice. Deci baba a avut noroc, a avut noroc a avut de toate de data asta. Chiar am avut mega, mega ghinion. Și da, fraților, știu că baba se referă la angul pe care ți-l dă în cufere și mobi și așa mai departe. Știu că la asta se referă așa că nu mai scrieți în comentarii pentru că știu treaba asta, dar dau de curiozitate să văd ce părere are ea. Nici măcar n-a dat Onyx-ul ăsta full, n-a mers încă un legendar la Mythic, a fost un pic, un pic tragic, dar ce să-i faci, nici măcar roata de alchimie nu avem făcută pe toată, nu avem completată, dar aia este. Hai să luăm misiunea de de cioburi și să mergem direct în beta să farom și să vorbim ceva, că am ceva de vorbit cu voi, așa că let's go. Aici că am găsit și mate nou la care vreau să vorbim. Bă, avem un fel următor de vorbit. Am văzut că mai a acolo în comentarii, mi-a zis un băiat că ai un stil foarte prost de jucat, că îți tot, tot bugetul în alchimie și, pierzi și, și nu știu ce, și de a crești așa greu, evoluezi așa greu. Ceva de genul a zis, nu mai știu exact cum, dar o să încerc să vă pun uh, comentariu pe ecran să vedeți și voi. Ideea e că bugetul pe care eu îl fac la fiecare videoclip, eu l am mereu, adică, nu știu cum să vă explic, bugetul ăla se reface chat. Nu, și o fac chestiile doar pentru content, că dacă aș fi să mă joc eu singur uh, ca să cresc, vă dați seama că aș fi aș fi fost deja nivelul 120 cu bani băgați în cont, deja, pare adică era ușor să fac asta, dar nu vreau să bag foarte mulți bani în cont, vreau să fac content în primul rând, să dau în alchimie și în asta, pentru că asta, asta înseamnă content, adică eu, eu personal la asta mă uit, mă ar fi taker, mă uit la fiecare videoclip de la taker pentru că îmi place că dă în alchimie, înțelegeți? Adică mie nu mi se pare ceva monoton și ceva basic de în alchimie, mie mi se pare că îți riști bugetul tău în alchimie ca să vadă viorii tăi. Adică mie mi se pare ceva foarte mișto și foarte interesant și bravo lui. Și asta fac și eu, efectiv bag bani în cufere, în alchimie, să vedeți voi cum merge, dacă merge, dacă nu merge. de -aia fac treaba asta. Până acum am avut noroc, acum am început cu o serie de ghinion. Nu știu cu o să dureze, nici nu prea mă interesează, sincer să fiu, pentru că bugetul ăla de 20-30 de om pe care îl folosesc eu pe fiecare videoclip e un buget mic, l-aș avea mereu, adică non-stop la bugetul ăla și ce zic, e 23 zone, îi faci foarte, foarte, foarte rapid. Mă înțelegeți ce vreau să zic? Adică nu e, chiar nu e problemă. Nu mai... Mers tot băiatul ăla de care v-am zis că eu nu mă mai uit personal. Uh, nu știu, gen, se frust vă frustrați sau te frustrezi de fapt că vorbesc doar cu tine, că doar tu ai lăsat comentariul ăla. Te frustrezi că bag banii mei în contentul meu sau de ce te frustrezi? Că nu, deci chiar nu, n-am nu, putut să înțeleg comentariul ăla și încă nu-l înțeleg. Și tocmai de-aia am făcut acest videoclip și am vrut să vorbesc cu voi și cu tine în special, cu băiatul de sa comentariu. Pentru că vreau să răspund și la videoclipul ăsta. Sper că te uiți, că ești nu te mai uiți, da. Sper că te uiți, că să și răspunzi. Și să știu și eu, frate, ce, ce te-a frustrat sau ce, ce nu ți-a plăcut. Că nu, nu înțeleg, nu ți-a plăcut că nu evoluezi. Sau nu ți-a plăcut că am băgat din banii mei în contentul meu? Asta n-am înțeles. Vreau să mi vreau chiar vreau să lași în comentarii care e părerea ta, pentru că sunt foarte, foarte curios și nu am făcut videoclipul ăsta ca să merg tine sau ceva de genul, adică nu e rău cu toate ce zic eu aici. Doar sunt foarte, foarte curios și chiar n-am înțeles comentariul. Adică, na, chiar vreau, vreau din tot sufletul meu să, să te uiți, să răspunzi. Și dacă nu-ți convine după aia poți să nu te mai uiți. Adică eu n-am cum să vă oblig să vă uitați, să nu vă uitați. Eu consider că ce fac eu nu poate face toată lumea să investească câte 20, 30, 40 de ori pe zi. Adică mai sunt câțiva care fac, cum ar fi taker și, mă rog, par fi deja să vorbim de sute de ani că dă în excelente și așa mai departe. Dar restul youtuberilor de metin nu fac același content ca mine și ca Taker, de exemplu. Că noi nu investim foarte, foarte mult. Bine, Taker investește mai mult decât mine. Eu investesc undeva la 20-30 de ori pe zi hai poate 40 și ce zic pe fiecare videoclip. Deci nu e foarte ușor. Chiar dacă eu bugetul ăla l-am, eu cu bugetul ăla aș fi putut să strâng, să strâng, să strâng, să strâng și nu știu, să-mi iau o rată de perfecte, de exemplu, să-mi fac toate itemele cu orisoane, să le bonusez, să evoluăm. Doar că eu am preferat să facem content, pentru că dacă evoluez și fac nivel mare, oricum, toți youtuberii au nivel mare. Dacă vreți, voi și enumerez enumerez, hai că am vorbit în, în chineză, am vorbit aici, nu mă băgat în seamă. Dacă vreți, vii și în număr. Cum ar fi? Vlad 40G, level 113. Parfi, campion. Uh, Luigi, campion. Craze, campion. Uh, Didi, campion, deci oricine are level mare, contentul, contentul de nivel mare deja e văzut, deja îl face toată lumea, mi se pare boring să mă uit la un content de nivel mare, înțelegeți? Eu mai mult aș prefera, or, oricum am ceva în minte, să facem un caracter de nivel 25, acum că s-a apucat și Adioge, mâncarea și gura lui s-a apucat de, de metin din nou. Am un plan să facem un caracter de nivel mic, undeva la nivel 26, mă gândeam. PVP, 25-26 pe acolo, să echipăm o alchimie mitică opacă și să le căutăm niște pite mai așa la mișto cu PVP, să vedem ce ar putea un cont de la. Dar mai e până atunci. Adică, eu am un plan contul de nivel mic, nu Contul de nivel mare să mă duc la campion, să mă duc să... Am făcut și eu content cu nivel mare și ați văzut că pot, adică eu nu vorbesc aici din, din baze sau chestii de genul ăsta. Când a fost Tempestu, am dat nivel campion foarte, foarte repede, adică am dat nivelul 1 campion pentru că asta era, asta era scopul Tempestului, să ai un caracter nivel campion ca să-l muți. Și l-am dat nivel campion foarte, foarte repede și am făcut content la nivel mare. Mie contentul la nivel mare m-a plictisit foarte, foarte tare, sincer vă zic, sincer vă zic și acolo aveam și cele uri nelimitate și ze uri nelimitate și am dat și la plus, am și bonusat, dar nu, nu e același lucru, mă frate. Doar să stai tryhard, hard, să te jos, să jos, te jos, să te jos, să faci nivel, să... M-am plătesit de chestiile astea. Chestiile astea erau prin 2014, când era metinul ceva frumos, voie să evoluezi și rămâneai level 42, că nu mai puteai să mai crești. Atunci să... Să mai lumea tryhard. Acum chiar vreau doar să fac content pentru YouTube și să mă joc de plăcere. Efectiv nu mai vreau să mai să ajung level campion, să mă bag cu băieții, să chiar nu, nu mai trebuie chestiile astea. asta erau durate de mult, nu mai, nu mai acum. Și dacă tot uitați la videoclipul ăsta și vreau să răspunzi în comentarii, te rog frumos neapărat că sunt chiar curios, foarte curios, chiar nu l-am înțeles, adică ți-am zis, nu e hate ce fac aici, doar sunt curios. Și vreau să vă fac și un giveaway, am eu ghearele alea de lican de nivel 65, stai să schimb și scena, să le și vedeți am ghearele astea de Lican nivel 65 care sunt undeva la 1, 1 dar nu se cumpără și dacă nu se cumpără vi le dau vouă, sa să mă și -o mai pe mijloc să le vedeți mai bine. Avem gheare de grifon plus 9, nivel 65, delican, goale, din păcate nu o să le bag bonusuri, dar sunt goale, sunt direct pentru voi. Așa că nu uitați, dacă le vreți, să dați voi un like, un subscribe și un comentariu cu particip plus numele vostru în comentarii și da. Asta a fost videoclipul, eu sper că v-a plăcut, dacă deci v-a plăcut nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care îl găsiți jos în descriere. Eu am fost Joe și noi de sigur ne revedem la următoarele videoclipuri, vă pup, ceau, pa pa băi!